Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. După pauza îndelungată am revenit și eu înapoi. Aș vrea să fac o nouă serie pe acest canal, o serie care se va numi Învățăm Design cu Mary Luș. Această serie este destinată pentru cei care sunt designer sau vor să înceapă să practice în acest domeniu. Tutorialul pe care îl voi face sunt deja un pic avansate, adică trebuie să ai câteva baze. Dacă nu ai câteva baze în acest domeniu, design, Photoshop, After Effects, Illustrator, etc. Nu poți, n-ai ce faci, n-ai cum să începi, mai întâi trebuie să ai câteva baze. Deci, tutorial pe care le voi face aici pe acest canal, în această serie, vor fi tutorial din Photoshop, After Effects, Illustrator și Premiere Pro, dar cele mai așteptate sunt alea din After Effects, dar ce foarte lumele la datul meu le place animațiile. Și că astăzi o să încep cu animație simplă, cu animația unui text, unui text simplu din 4 litere. Deoarece dacă vrei să faci un logo, un logo care vrei să fie și animat și care vrei să fie observat, nu poți să faci din mai multe litere, din 6 litere, pentru că e prea lung. Maximum 6, 5, 4 litri perfect. Poți să-l animezi ușor, e clar, frumos, tot elegant. Așa că hai să începem. Prima și prima dată deschidem Photoshop-ul. Mergem, facem new file, facem o rezoluție de 1000x1000. Și facem un text. O să scriu logo. Și mergem aici și centrăm logo-ul, textul. Și acum, ca să facem animația, mai întâi și întâi trebuie să dăm Rasterize, ca să putem să-l tăiem. Îl tăiem, dar ce vreau să am fiecare litră în parte să-l animez. O să vedeți imediat. Întâi și întâi o să mergem aici unde avem. La sotul, dăm click dreapta, alegem poligonal. Și luăm fiecare literă. Dăm click dreapta, apăsăm pe layer mai întâi, click dreapta via cut. Mergem apoi pe layer, alegem litera. Via cut, mergem înapoi pe layer-ul principal. Via cut, după aceea n-avem fiecare literă. Acum, i-am salvat aceste litere mai devreme. Și la această animație o să facem un fundal simplu, alb, nu vreau ceva așa complet, dar această animație simplă. Bun, după ce am făcut această animație, mergem la After Effects, dăm Ctrl I. Și o să alegem de aici literele și fundalul. O să luăm fundalul și o să-l tragem mai jos în compoziții pentru a face mărimea proiectului care va fi pentru a... Așa. O să facem ca GIF-ul să fie de 6 secunde. Mergem aici, selectăm 6 secunde. Și acum o să luăm toate literele și o să le tragem pe centru aici. O să se blocheze automat pe centru. Și acum vreau să ordonez fiecare litere în parte. Avem L-ul, avem O-ul, G-ul și o să alegem acum, o să punem aici. Apăsăm pe pățel albastru, o culoare, altă culoare, altă culoare, altă culoare. Bun. Și acum o să începem cu animație simplă să mutăm literele. O să vină din altă poziție, o să fie... Așa, vreau mai întâi știi să mut L-ul din partea asta în partea asta. Ce o să facem? O să apăsăm P sau mergem aici, click, transform, position, avem aici toate astea. Apăsăm pe position, apăsăm pe cronometru pentru a salva timpul în care se află poziția lui. Și o să dăm aici pentru a fi orizontal și aici pentru a fi vertical. Și așa, o să mutăm poziția aici. Și o să vreau, de exemplu, să dureze această mini animație 15 milisecunde. Mergem aici. Dăm înapoi 500, asta la inițială. Și avem așa. Bun. Acum o să mut. Să apăs P și o să mut O să vină de jos în sus. Sau de jos în sus. Deci, o dăm în jos. Să treacă de alb. Mergem aici la 15 și dăm 500. Și acum vreau apăs P, vreau G-ul să-l mut de sus în jos.
Mergem la început, apăsăm cronometru, mutăm poziția în sus. Mergem la 15 și acum o să mutăm la 500 înapoi. După aceea apăsăm pe primul layer și mergem aici și vreau să meargă din dreapta în stânga. Și acum o să luăm partița și îl dăm încolo. După aceea mergem în partea asta și dăm înapoi la valoarea inițială de 500. Pornăm view și avem așa. Acum, ca să fie animația cât mai simplă, cât mai smooth, cât mai fină, o să selectăm aceste keyframe-uri și apăsăm F9. Acest F9 face ca keyframe-urile să se miște mai smooth, mai fin, nu știu cum să vă explic. Se miște mai frumos și avem acum așa. Asta e o animație simplă, foarte simplă, pentru un logo din format din litere, monogramă specială. Și acum vreau, de exemplu, să fiu un pic mai avansat. Ce o să fac? Deci mă duc la 5 milisecunde de când începe animația primului text și o să iau layer-ul de aici și o să-l duc aici. Și de acum, de aici începe animația al doilea layer. Și acum mă duc la iar 5 secunde de când începe al doilea layer. Eu o să mut al treilea layer și-l mut aici. Acum mă duc la 5 secunde de când începe al treilea layer, aici, la și 15, și o să mut al patrulea layer aici. Și avem o animație de genul acesta. Simplu și frumos. Acum, dacă vrem, de exemplu, să vină logo-ul, dar să și dispară, să... nu știu ce. Avem două opțiuni. Ori dăm un fade, scădem opacitatea, adică se șterge așa frumos, ori îl mutăm. Deci hai mai întâi să facem opțiunea cu îl mutăm. Mergem aici la 3 secunde. Alegem prima literă, da? Deci vrem înapoi să fie 500, o mutăm aici sau scriem 500 iară. Și avem poziția inițială. Mergem iar la 15 secunde și îl mutăm înapoi unde se află la început. Și acum mergem iarăși. O să mergem la 5 secunde când începe fade-ul, plecarea lui, la 35 secunde. Și mergem pe al doilea layer și scriem aici 500. Așa, și acum o să dăm, de exemplu, să plece de la mijloc în sus, invers acum. Să plece în sus. Pam. Acum, opa, mă scuzați, am uitat. Deci, mai întâi salvăm aici keyframe-ul unde vrem să afle lui, după aceea mergem 15 milisecunde în față la 20 și avem aici, mergem să îl mutăm în sus. Acum mergem la al treilea layer și mergem tot 5 secunde de când începe a doua animație, al doilea layer. Mergem la 3 și 10 și mergem aici, lăsăm poziția ei oficială, 500 cu 500 și acum vrem să meargă în jos. Așa că mergi în jos. Perfect. Așa, am uitat. Salvăm mai întâi poziția inițială, după care mergem 15 milisecunde aici și îi dăm să meargă în jos. Bun. Acum mergem la al patrulea layer și de aici iar mergem 5 secunde și avem aici 3 și 15. Și salvăm mai întâi poziția lui inițială și mergem 15 milisecunde în față și mergem mai să se mute în partea cealaltă. Și acum avem animații de tipul acesta. Simplu, ușor, frumos. Și acum dacă vrem, de exemplu, să fie altfel de animații, da? Selectăm aceste keyframe-uri și le ștergem. Mergem înapoi la 3. Și acum o să-i dăm un efect de opacitate, de tranziție, de fade, așa, fade. Apăsăm aici pe opacitate sau T, pe T. Salvăm poziția ei oficială, mergem 15 milisecunde în față și dăm 0. Acum mergem la al doilea layer și ar mergem 5 secunde. Aici începe la 3 milisecunde, mergem la 5 milisecunde și mergem aici, apăsăm T, apăsăm pe cronometru ca să salvăm valoarea inițială, mergem 15 milisecunde în față, și dăm opacitate 0. Mergem la al treilea layer.
Iar 5 minute secunde față. Aici începe la 35, merge numai 3 și 10. Apăsăm T pe tastă, apăsăm cronometru ca să salvăm valoarea ei. 100, mergem 5 milisecunde în față și avem aici 0. Așa, acum mergem la al patrulea layer. Iar mergem 5 milisecunde în față. Avem aici 3 și 15. Apăsăm T pe tastatură, apăsăm pe cronometru pentru a salva valoarea inițială. 100, mergem 15 milisecunde în față. Așa. Dăm 0. Și acum avem animații de tipul acesta. Bun. Deci, pe scurt, am făcut animații în care se mișcă literele și încă o animație în care literele se șterg, își dau un fade, cum ar veni pe românește. Deci, cam atât pe episodul de astăzi, episodul 1, sezonul 1 sau seria 1, cum ar veni. Acum nu știu dacă o să primesc un feedback din partea voastră la acest videoclip. O să continui seria, dar ce eu aș vrea să continui alături de voi, să vă învăț cât mai multe chestii alături de mine. Și cred că sper să ne vedem la următorul videoclip. Așa că spor în continuare la design, Doamne ajută și ne vedem data viitoare. Seară bună, băieți!